Bună ziua, mă numesc Ihu Maria, sunt din localitatea Cugir, județul Alba și vreau să relatez povestea mea cu internarea în spital la domnul doctor Mustafa și toate problemele mele medicale prin care eu am trecut cu dânsul. Deci acum încep cu începutul. În luna decembrie anului trecut am avut o problemă și m-am dus la un consult la domnul doctor. După vizita dânsului mi-a zis că am un fibrom uterin și că crede că va trebui operat, dar în prima fază va trebui să fac un tomograf. Da. M-am conformat, am făcut tomograful. După tomograf m-am reîntors la dânsul și mi-a zis că este o tumoră, este un fibrom destul de mare și că neapărat va trebui operat. Am zis, bine, domnule doctor, ok. Eu aveam o foarte mare încredere în dânsul pentru că în perioada aia toată lumea vorbea că este un medic foarte bun, da? Și am zis, la el mă duc. Apoi, durata a cam durat până când au fost și sărbătorile de iarnă. Am ajuns la dânsul în... Când s-a petrecut asta? Cam în ce perioadă? Deci, în luna lui... pe sfârșitul lui ianuarie, cu rezultatul de la tomograf. Ianuarie ce an? 2023. M-am dus la dânsul și în luna februarie m-a programat pentru, nu mai știu exact data, pentru internare și mi-a zis în felul următor, în data de, nu mai țin exact data, te internezi, dimineața la prima oră îți fac toate analizele și te bag în operație. Ok. Mi-am făcut internarea în spital în acea zi. Am așteptat. Doctorul nu a venit deloc, o trecut o zi, nu l-am văzut deloc, o trecut două zile. Eram deja foarte disperată, aveam și emoții foarte mari pentru că era vorba de operație. Nu-l văzusem deloc, în special că mi-erau și două operate, care mă gândeam, oarecum de nu vine să vadă operate. Mai discutasem pe acolo, se zvonea, păi doctorul vine numai la ora 11 și jumătate noaptea la vizită. A doua noapte, la 11 și jumătate, apare domnul doctor. Eram un pic și agitată, stresată, pentru că trebuia să mă operez. Și zic, domnule doctor, zic, mă bucur că vă văd după două zile. Eu credeam că astăzi trebuia să fiu operată și să fiu bine. Zic, să știți că eu n-am venit aici la un hotel. Dumneavoastră mi-a spus că cu data de faceți niște analize la urgență, pentru că am toate documentele, mă operați și așa mai departe. Păi zice, nu sunteți urgență. Cu toate că înainte îmi spunsese că sunteți urgență. Mi-a vorbit pe un ton foarte, foarte vulgar, foarte răstit, foarte așa. Și eu i-am zis, da, zic, domnule doctor, nu se poate. Zic, știți ce aș putea să fac? Aș putea să plec din spital, dar nu plec nicicum, pentru că sunteți medic, sunteți plătit de Guvernul României, rămân, sunteți obligat, trebuie să mă operați. O plecat. A treia zi, eram foarte stresată, pentru că, na, te așteptai la o operație. După discuția avută cu domnul doctor, a treia zi m-am gândit că n-am procedat bine, pentru că am avut discuția, mi-a fost frică. Mi-am făcut externarea la cerere și am plecat acasă. Mă gândeam după ce am purtat discuția asta cu dânsul, dacă îmi face ceva și nu o să fie ok și am plecat acasă. Acum am venit acasă, eram foarte necăjită, mi-era și teamă că sunt urgență, cum i-o zis dânsul, că trebuie să mă operez. În fine, în luna lui martie, eram în trecere prin policlinică, mă întâlnesc cu domnul doctor în curtea spitalului, bună ziua domnule doctor, vă rog frumos îmi cer scuze, îmi pare rău de discuția pe care am avut-o, dar am avut și eu partea mea de dreptate, și dar îmi cer scuze și dacă sunteți în continuare de acord, da bineînțeles, vă fac internarea, veniți și vă operez. Mulțumesc din suflet, domnule doctor, mă bucur, iertați-mă, bla, 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 bla. Bun.
Foarte curând, deci în data de 16 m-a operat, probabil că în data de 15 m-am internat în spital. În data de 16 m-a operat. După operație, în acea zi, nu l-am văzut. L-am văzut doar a doua zi. Nu pot să zic că am avut dureri după operație, doar că vinerea mi-a dat drumul acasă. Mi-a zis că după externare să vin doar luni, pentru că este vineri. Am venit acasă vinerea. Vinerea, noaptea, peste noapte, m-a luat un rău mare, un rău, dar un rău din ăla, am sunat, mi-a zis că indiferent ce se întâmplă, dacă o să-mi fie rău, nici de cum să nu sun la salvare, pentru că figurez ca internată, să fac un știu cu o mașină și să mă duc la spital. Și sun în ginecologie, la asistentele, spun, mie mi-este foarte rău, rău. În fine, am ajuns la spital, asta a fost noaptea pe la vreo 3. Aveam niște frisoane, tremuram toate, nu mai puteam, temperatură, dar frisoane groaznice, groaznice. M-am dus pe mine cu pătura înfășurată de la frisoane. Abia au reușit doamnele să mă stabilizeze ca la urmă să poată să-mi pună o perfuzie. Într-un târziu a venit domnul doctor pe la ora 9, nu știu cât, după perfuzie, nu aveți nimic, sunteți ok, după perfuzie, probabil că n-asta liniștită, puteți să mergeți acasă, sunteți ok, totul e bine, luni veniți să vă scot firele. Eu m-am bucurat, da? Mi-am revenit după perfuzie, probabil mi-au făcut calmante, am fost ok, am fost bine. Acum luni mă duc să-mi scoată firele. Mă duc în spital, mi le-o scos firele, dânsul domnul doctor, sunteți foarte bine. Da, mulțumesc domnule doctor din suflet, Dumnezeu să vă dea sănătate, bla bla. Și vin acasă. Peste noapte se desfăcuse undeva într-un anumit punct operația, a început să curgă, sun iarăși la urgențe, nu la urgențe, în ginecologie. Îmi răspund asistentele, doctorul nu era, veniți să vă vedem. Mă duc, m-au pansat asistentele. Veniți și mâine să vă pansez. M-am dus și mâine. Era doar ceva foarte puțin de la un fir, deci nu curgea exagerat de mult. După două zile s-a stabilizat, n-a mai curs. A treia zi, a treia noapte, am avut din nou dureri groaznice, frisoane mari, temperatură, frisoane groaznice. Când m-am trezit dimineața, eram plină de sânge până la genunchi, deci operația s-a desfăcut. Am sunat în ginecologie, am spus că sunt foarte rău, că sunt urgență, că vă rog frumos, sunasem doctorul, dar niciodată nu mi-a răspuns la telefon, niciodată, să ia legătura cu doctorul, pentru că sunt foarte rău, că curge sânge, că operația s-a desfăcut, că nu sunt bine, că am dureri, că bla bla, că bla bla. Îmi zice din ginecologie, să veniți că domnul doctor astăzi va trebui să ajungă la ora 8 că are operație, dumneavoastră la ora 7 să fiți aici. Am ajuns la ora 7, am așteptat pe coridor, domnul doctor a venit, pe unde a intrat nu știu, destul că mi-au spus asistentele, a intrat în operație, eu stăteam pe hol, nu l-am văzut. Vă dați seama că aveam și dureri, mi-am pus un Pampers peste burtă ca să nu mai curgă. Acum așteptam să se termine operația ca să mă vadă domnul doctor. Asistentele știau. 5 ore am stat pe holul ginecologiei, mai ieșeam și afară și așa. Așa s-a întâmplat că după 5 ore am fost chiar în fața spitalului și ieșise doamna doctor anestezistă. Doamna doctor a ieșit, domnul doctor, acum iese, mergeți. Am intrat în spital, când am intrat, domnul doctor, nici n-a vrut să mă audă și a ieșit pe ușa din spate, cu toate că știa că asistentele îl informase că eu stau de 5 ore acolo. Vorbesc cu asistentele, doamne, cum se poate așa ceva? Dar uitați-vă cum arăt. Făceau din numeri. Totuși vreau să spun că asistentele sunt foarte drăguțe.
nu se contestă. Sunt super, super bune. Asistentele, da. Ce să fac? Zice, veniți mâine, că mâine are program în cabinet și veniți la cabinet de la ora 8 și o să vă vadă domnul doctor. Vin acasă, dați seama că nu eram bine și cu dureri, schimbam la Pampers, luam calmante, da? Și mă duc a doua zi de dimineață, la ora 8. Când ajung acolo, intru la asistenta din policlinică, cu toate că sunasem, că vin din nou cu domnul doctor, nu-mi răspundea deloc la telefon. Păi zice, domnul doctor a plecat în spital. Mergeți că-l găsiți pe secție. Mă duc pe secție. Nici în secție nu era. Doamnelor, vă rog, unde este domn? O plecat. Nu știam ce să mai fac. Îmi zice asistenta, haide să vă pansez eu. Erau drăguțe. Zic, doamna asistentă, sunt urgență. Sunt de competența unui medic. Sunt rău. Nu mă puteți vedea dumneavoastră. Stăteam, mă judecam. Nu, n-aveam, eu sunt singură. Nu aveam pe nimeni. Copiii mei erau toți plecați. Doar în momentul când pe urmă au venit toți acasă, zic că acum n-am altă soluție, încerc la doamna doctor Mureșan, pentru că o știam, doamna doctor Mureșan, fiind chirurgă. Mă duc la doamna pe secție sus, zic, doamna doctor, uite ce am pățit, uitați, uitați așa, nu mai pot, doamna doctor, uitați-vă. Foarte drăguță doamna doctor, m-a luat, m-a dus în cabinet, m-a desfăcut, m-a pansat, 4 metri de meșă, deci sunt meșe de cât un metru, 4 metri, mi-a băgat înăuntru. Foarte amabilă, foarte drăguță. 2 luni de zile, de 2 ori pe zi, mă duceam la dânsa și de 2 ori, îmi băga meșe, îmi făcea tot tratamentul, plus calmante, plus că era foarte analize, tot ce-o trebuit. Deci 2 luni de zile, doamna doctor o văzut de mine. Acum așteptam să-mi vină biopsia. Cred că la o lună de zile, doamna doctor mi-a spus, într-o zi mă duc dimineața, zic, nu știu, mi-este foarte rău, doamna doctor, nu sunt bine, nu sunt ok, nu știu ce-i cu bine. Zice, să știți că va veni biopsia și într-adevăr este cancer. M-am pierdut. Doamna Ihu, liniștiți-vă, foarte drăguțică și așa. Eu am să iau legătura cu un doctor, un coleg de-al meu, liniștiți-vă, o să fie totul ok, o să fie totul bine. Deja eu nu mai știusem, o ascultasem. În fine. În momentul acela mi-am sunat copiii din Spania, toți 3 copiii mei au venit acasă, nu au mai contestat și au lăsat muncă și au lăsat tot, au venit acasă. În cele din urmă am ajuns, dar între timp mersesem și la Alba Iulia, la domnul doctor Țibia, pe plată, bineînțeles, care este un doctor foarte bun și printr-o cunoștință care m-a primit la dânsul pentru că aveam nevoie de consulte. Pentru că domnul Mustafa, printr-o verișoară de-a mea care se cunoștea cu dânsul, zicea, domnule doctor, doamna asta e rea, vă rog, nu, eu nu vreau să o mai văd, dar la mine n-are ce să mai caute, la mine nu se mai poate. Deci nici într-un caz. Deci am pus niște anunțuri pe Facebook, deci cu ce mi s-a întâmplat și mi-a scris un mesaj, că mă dă în judecată. Deci dacă le caut, le găsesc. Tot el pe mine, da? În fine, deci, ceea ce vreau să reclam, faptul că am suferit 2 luni de zile, după nu știu ce mi-a făcut, nu știu ce cusătură mi-a făcut, nu știu de ce am sângerat atâta, nu știu ce s-a întâmplat și el, pentru că este medic, ginecolog, pentru că este plătit de Guvernul României, am fost post-operator, am tras atâta chin și atâta suferință, trebuia să vadă de mine, trebuia să mă îngrijească, nici de cum un medic chirurg să mă îngrijească 2 luni de zile,
o femeie cu suflet și atât de bună și niște asistente bune și, deci, și consultații la particular la Alba Iulia și bla bla din cauză pentru că domnul doctor nu mai venea de mine. Toată stima pentru doamna doctor Mureșan. Deci vreau să vă spun că m-au îngrijit enorm, enorm de mult. Deci toată stima și asistentele dânsei. În cele din urmă am ajuns prin doamna doctor Mureșan, printr-o nepoată de-a mea și dânsa luase legătura cu domnul doctor Curcă, am ajuns la domnul doctor Curcă, s-a stabilit că este cancer în continuare și deci de acolo deci nu mai este de relatat pentru că nu mai era de competența medicului ginecolog. Deci am ajuns la medicul oncolog. Da? Spuneți, vă rog, dacă ați depus vreo plângere și unde? Împotriva lui Mostafa Ismail. Am depus o plângere la poliția orașului Cugir, am fost chemată ieri, m-am constituit ca persoană civilă, parte civilă, pentru că ceea ce mi-au făcut nu se poate așa ceva, să operezi un om, să fie în stare gravă și să nu vezi de el. Am depus și la direcțiunea spitalului, dar într-un moment de derivă am zis că totuși nu mai vreau, dar vreau, pentru că nu vreau să-l iert, pentru că nu se poate așa ceva, da? Să operezi un om, să uiți de el și nici măcar putea să-mi spună de la început că am un cancer pentru... Nu știu, nu mi-a spus, eu n-am știut de ce, eu m-am operat de fibrom uterin, da? Nici de cum de un cancer, da? Deci, nici măcar nu știu să-mi spună că remeneul, eu am asp, deci remeneul fără substanță de contrast, dar în situația care am avut-o, deci trebuia să specifice că remeneul meu se face cu substanță de contrast, ca să se vadă sigur și clar, da? Doar doctorul Curcă mi-a făcut chestia asta, da? Bineînțeles că și domnul doctor ginecolog, da? Cum se cheamă? Scuze, numai că... Țibea sau Mustafa? Domnul doctor Țibea, da. Mustafa, v-am spus, opțiunea dinsului. Discuțiile cu dânsul au fost foarte puține. Deci este sub... Vreau să și încă ceva ce vreau să mai relatez. Atâta timp cât am stat în spital, domnul doctor niciodată nu-și făcea vizitele dimineața. Nu! Deci în spitalul din Cugir vizite dimineața nu se fac. În ce perioadă a fost asta? Când nu... Deci am fost internat în luna lui februarie și am fost internat în luna martie când m-am operat. Deci niciodată. Niciodată n-a venit. Domnul doctor nu face vizite în spital. Vizitele domnului doctor sunt la ora 11 și jumătate, 12, 1 și așa mai departe. Noaptea. Noaptea, da? De ce? N-ați întrebat de ce face vizite noaptea? Pentru că nu are timp, pentru că opera, pentru că își racola clienți din diferite locuri și clinici și trebuia să fugă de colo, bla, bla, bla și nu avea timp, da? Deci trebuia să alerge. Da? La toate, care în Sebeș, în Orăștie, în Sibiu, da? La... Deci mai multe clinici, da? Deci cam asta este. Deci asta este povestea mea cu domnul doctor. Deci eu nu pot, deci așa ceva inadmisibil. Am fost operată în București, am fost operată în Sibiu, dar eu așa ceva nu am trecut. Deci postoperator grav, da? Și să te trateze un chirurg, un medic chirurg și nu un ginecolog, da? Care este medicul orașului nostru, inadmisibil, da? Deci respecte pentru doamna Terezia Mureșan.